Atinge primul balonul. A de văzut cum s-au refăcut din punct de vedere fizic timișorenii după acea partidă, spuneam, contra Concordia, un meci în care au jucat în inferioritate numerică. Ivanović care schimbă în dreapta, a apărut acolo Popadiuc. Novak, o bară! Șut superb al lui Novak. O execuție puternică, un șut fulgerător, mingea se duce în transversală. A fost greșeala lui Șeroni, de acolo a plecat totul. Atât pe Popadiuc îi așează această minge lui Daniel Novak. Novak, un fotbalist care a ajuns și la 28 de ani, are experiență și are două goluri în acest sezon. Cernat, execută slab la... respingere. Superb lovește această minge la Laurențiu Marinescu cu interiorul. Popadiuc revine în posesie voluntariu. Cernata! Cei mai înalți jucători de la Timișoara, Alin Șeroni și Pedro Enrique, revine în meci ACS Poli. Jos, Șeroni intervine și e penalti. E penalti la această intrare a lui Șeroni asupra nou intratului Căpățână. Joacă acea minge Căpățână, e o intrare a lui Șeroni, care vede și cartonașul galben. Florin Repet, e un penalti pe care știe să-l scoată fotbalistul gazdelor. Căpățână, Scutaru lasă această minge pentru Curilea, care trimite cutia. Pasându-i practic lui Florin Cernat, perfect lobul. Acum va intra Bălan, în mod normal iese Cernat. A, toți spectatorii evident îl aplaudă. Urmează imediat aici pe Digisport 1, Digisport special, cu Vali Moraru și invitații săi. Evident vor fi analize și reacții și va fi prefațat meciul de la 20-30 dintre CFR Cluj și CSU Craiova. Se termină această partidă cu victoria lui FC Vol-